Ședința Consiliului Municipal Chișinău, programată pentru astăzi, a fost din nou contramandată din lipsă de cvorum. Reamintim că la 22 mai, când un grup de consilieri din fracțiunile democratice au solicitat întrunirea CMC, consilierii comuniști și creștin-democrați nu s-au prezentat la lucrările Consiliului, ședința fiind amânată din lipsă de cvorum. Atunci, consilierii au calificat atitudinea colegilor din PCRM și PPCD drept boicot al lucrărilor CMC. Astăzi s-a întâmplat exact invers, ședința a fost solicitată de comuniști, iar cei din opoziție au stat acasă. Spre deosebire de colegii lor din Parlament, care au amânat ședința din prea mult respect pentru cele creștinești. Sărbătoarea Înălțării Domnului, sau cum se spune în popor, este ispasul. Această sărbătoare este marcată de întreaga lume creștină ca o zi a bucuriei și împăcării. Ea nu poate fi o zi de polemici, de înaintarea unor declarații dure și categorice, care n-ar putea atrage într-o nouă companie electorală cu toate consecințele ei nedorite. Cei din CMC au avut o altă abordare. Din păcate, unica structură care lucrează astăzi în ieșit, până a fost consiliul municipal. Nu ar să știți că deși domnul viceprimarii au luat 3 zile de campanie electorală. Deci primăria, din păcate, a fost lăsată de sinistrător. Unicul organ care mai activa în primărie era consiliul municipal. La moment, vedeți, se întâmplă ce se întâmplă. Regretarul v-a spus.